Grădinița cu program normal din localitatea Poen-Solca a fost inaugurată de reprezentanții administrației locale în prezența președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, și a senatorului Tiberiu Prodan. Investiția realizată din banii alocați de Guvernul României cuprinde o clădire dotată cu echipamente școlare moderne, o sală de gimnastică și un loc de joacă în aer liber. Din aceleași fonduri s-au achiziționat două centrale termice și a fost stabilizat un versant aflat în apropierea grădiniței. Pentru învățământul din Poen-Solca, cred că este cel mai important eveniment după cel petrecut în anul 1887, când s-a construit, sau mai bine zis, legea țării a obligat, spun documentele vremii, Comuna Poen-Solca să-și zidească școală de o clasă. Această grădiniță a fost făcută cu fonduri de la Guvernul României și pe această cale mulțumim Consiliului Județean, Inspectoratului Școlar, instituțiilor care ne-au ajutat direct în acest sens și, în mod deosebit, îi mulțumim domnului senator Tiberiu Prodan, care s-a implicat în mod direct și cu suflet în această problemă de realizare a grădiniței. Prezent la inaugurare, senatorul Tiberiu Prodan a subliniat importanța momentului pentru comunitatea locală din Poen-Solca. Mă gândesc că spiritul gospodăresc care ne unește pe toți trei și pe dumneavoastră a făcut ca astăzi la Poeni să ne întâlnim, să ne adunăm și să avem o mare sărbătoare. Mulțumesc domnului președinte, felicitări domnului primar, mulțumesc poenarilor că sunt alături de noi în tot ce vrem să facem. La rândul său, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a punctat eforturile depuse pentru a găsi fondurile necesare acestei investiții. Mă bucur că v-am putut ajuta, pentru că într-o perioadă de criză, totuși, Guvernul României alocă niște bani și face niște investiții în județul Suceava. Și nu vreau eu să vă rețin acum cu câte investiții derulăm astăzi în județul Suceava, dar este un județ care, știți și dumneavoastră, că e invidiat de vecini, cu peste 1 miliard de euro fonduri care le-am atras pentru diverse proiecte, începând de la aeroportul Suceava până la marile proiecte de modernizare a drumurilor. Cadrele didactice și elevii școlii din localitate au pregătit un moment artistic pentru a marca inaugurarea noii grădinițe. Pe capa ta și cu plăci, să-ți urade la fecior. Am cămeșă cu altiță, cătrinceara patruiță, prin cubrie la bundiță. Coale mândre cale mele, mititere frumușele, spuneți, care fată oare se mândrește că le are?